Direcția de statistică a publicat datele provizorii ale recensământului care a avut loc la finele lunii octombrie 2011. Potrivit acestora, populația stabilă a județului Bacău este acum de 583.000 de locuitori, din care 29.000 sunt plecați în străinătate. Municipiul Bacău a ajuns la o populație de 133.460 de locuitori. Peste 96% din băcăuani s-au declarat români, 2,6% s-au declarat de etnie romă, iar 0,7% de etnie maghiară. La recensământ a fost înregistrat un număr de 172.000 de clădiri, iar suprafața medie a camerelor de locuit ce revine unei locuințe în județul nostru este de doar 44 de metri pătrați. Scăderea populației județului Bacău este pe același trend de descreștere semnalat la nivel național. Față de precedentul recensământ, populația la nivelul țării este în scădere cu 2 milioane de locuitori. O analiză a datelor publicate de statisticieni pentru județul Bacău, citiți integral în cotidianul Deșteptarea de luni, 6 februarie.